Vântul puternic din aceste zile a fost un adevărat test de rezistență pentru stațiile de așteptare instalate recent în capitală. Cel puțin trei dintre ele au fost doborâte la pământ de rafalele de vânt. O stație de așteptare a căzut aseară peste trei mașini care au fost avariate. Вот так вот. Поддул ветерок и остановка упала. Упала и разбила машину. Aceste imagini au fost publicate aseară pe o rețea de socializare de către un martor al incidentului. În filmuleț se vede cum stația de așteptare amplasată pe strada Nicolae Testimițianu, în apropiere de spitalul oncologic, s-a răsturnat peste trei automobile parcate în spatele acesteia. Разбила. Две машины разбила. Nu se știe deocamdată dacă de vină ar fi vântul puternic sau lucrările de instalare efectuate. Cert este faptul că acesta nu este unicul caz de acest gen. O altă oprire din sectorul Ciocana s-a prăbușit ieri. Forță majoră din motive climaterice. Adică a fost ancherat foarte bine. De ce se face în Moldova? Un vânt foarte puternic. Rafalele puternice de vânt au provocat daune și în apropierea gării de sud, unde o altă oprire s-a prăbușit. Am încercat să aflăm mai multe detalii de la primăria Chișinău, însă responsabilii ne-au spus că stațiile sunt gestionate de către o agenție de publicitate și lucrările de instalare și întreținere au fost efectuate de către agentul economic. La rândul lor, reprezentanții companiei nu ne-au răspuns la telefon astăzi. Potrivit meteorologilor, condițiile meteo complicate se vor menține până pe 17 februarie.